Deci am emoții, dar mai dau un pic bar cu gesturi de a exagera de... Asta e, asta e asta mea. În primul rând, terapie prin îmbrățișare. De ce am ales eu această temă? Pentru că o îmbrățișare este dincolo de un simplu gest, un gest natural, pe care foarte mulți dintre noi îl percepem ca fiind normal, îl facem de multe ori mecanic. Este mai mult de atât. S-a demonstrat prin studii că îmbrățișarea poate fi și o terapie bună pentru suflet, pentru minte și pentru corp. Bun. O să încep în primul rând prin a vă spune, nu o să vă dau un citat din citate din cărți sau să vă spun definiții din text, ci o să vă spun un singur citat care mi-a plăcut foarte mult. Liviu Rebeanu a spus odată, îmbrățișarea este un preludiu care trezește simțurile. Și din punctul meu de vedere, chiar asta înseamnă îmbrățișare. În momentul în care te conectezi cu cel din fața ta, străbuți orice fel de barieră și te deschizi față de el așa cum practic fac și copiii. Ei sunt inocenți, ei nu au niciun fel de probleme de a se exprima. Bun, acum vreau să vă spun la o întrebare. Câți dintre voi au avut vreodată o zi atât de proastă cu tot ceea ce își doreau era o singură îmbrățișare din partea cuiva? Destul de mulți, bă. Și câți dintre voi aș fi o? Super, super. Bun. Prima, de ce terapie prin îmbrățișare? Ok, am înțeles că îmbrățișarea este bună pentru faptul că ne simțim mai bine pe moment, dar terapia este un termen destul de complex, practic. Eu când spun terapie, mă gândesc la psihoterapie, la terapie prin hipnoză, diferite tipuri. Cum ar putea un gest atât de simplu, un simplu contact fizic să ne facă să ne simțim, să ne amelioreze anumite afecțiuni și să vindece boli? Pentru a răspunde la întrebarea asta, o să facem împreună un exercițiu de vizualizare. Și pentru asta o să vă rog să închideți ochii pentru câteva momente și să întindeți brațele în față, ca și cum ar fi îmbrățișa pe cineva. Super! Și acum vreau să vă amintiți un moment din trecut sau un moment recent, când ați primit o îmbrățișare care v-a făcut să vă simțiți mai bine pe moment, sau chiar v-a făcut ziua mai frumoasă. Iar când sunteți gata, vreau să deschideți ochii și pur și simplu să faceți același lucru, să oferiți îmbrățișarea pe care ați primit-o cuiva din sală. Poate că cunosc cu cineva pe care nu ați interacționat foarte mult. Iar vreau să faceți asta. Și cei care nu au cine se îmbrățișează, nu știu la nou. Ajută la
puțin cercetători, a făcut un mic experiment și s-a demonstrat în urma studiului că persoanele care au fost îmbrățișate pentru mai mult de 10 secunde erau la final mult mai relaxați, mai calmi și mai invocați. Pe lângă asta, îmbrățișarea ajută și la reglarea bătăilor inimii. Ajută pentru bună circulație a sângelui prin eliberarea de oxitocină. Este hormonul fericirii și atașamentului. Oxitocina ajută pe lângă asta la reglarea frecvenței, la reglarea frecvenței cardiace. S-a, la fel, prin studii s-a demonstrat că persoanele îmbrățișate zilnic aveau o frecvență cu 5-10 bătăli pe minut mai puțin decât persoanele care nu primeau îmbrățișări. Și cum creierul nostru, care este responsabil de multe procese, multe dintre acțiunile pe care le facem zilnic, e la fel de important, vă spun că îmbrățișarea, simpla, pur și simplu, simplul moment în care deschidem brațele și lăsăm pe celălalt să ne cuprindă, ajută și la bună funcționare a activității cerebrale. Asta, prin eliberarea dopaminei, este o substanță secretată de creier, care ajută la bună dispoziția noastră. Și când de trebuie aveți, de aici aveți probleme cu insomnia sau probleme cu somn. Nu foarte mult, asta e foarte bine. Bun. La fel, pentru cei care au totuși au probleme cu somnul, s-a demonstrat că îmbrățișarea ajută pe termen lung și la vindecarea de insomnii și ajută la o calitate mai bună a somnului. La fel, s-au realizat diferite studii și s-a demonstrat că este implicată foarte mult și în vindecarea copiilor sau a persoanelor bolnave de autism. Bun, și unii medici sunt sceptici în privința asta, spun că din potrivă. Simplu contact și presiunea pe care o exerce asupra corpului bolnav îl face să fie agresiv, îl face să se retragă și să se interiorizeze mai mult. Însă, aici vine o femeie bolnavă de autism, Taylor Grandin, un grandin, să numește, nu știu dacă am văzut corect. O să vă spun acum povestea ei. Pur și simplu stătea într-o zi și privea cum sunt însemnate vitele un aparat special. Și văzând asta, a observat efectele pe care aparatul respectiv le avea asupra animalelor. Și ce s-a gândit? Ok, cum ar fi să creăm o invenție care să facă asta, să poată să ne ofere control asupra presiunii pe care o primim printr-o îmbrățișare. Și de aici s-a născut mașina de îmbrățișat. Așa se numește, squeezing machine, denumirea oficială. Și asta permite reglarea controlului pe care bolnavul îl are asupra presiunii exercitate. Și astfel, el nu mai este agresiv, nu are control total asupra lucrurilor din viața lui. Ok. Tot din categoria invenților crăsnite, japonezii, care sunt celebri prin asta, prin tehnologie, în tehnologie și mai departe, au stabilit ei, mai, pentru persoanele singure, care n-au partener, ce să facem? Și au venit aici cu o idee, un robot de tip Sensroid, este o tehnologie de-a lor, care imită exact presiunea exercitată de o îmbrățișare reală, printr-o veză prevăzută cu microsensor. Ideea ar fi totuși să ne refugem la oase de robot și să ne deschidem mai mult față de persoanele din jurul nostru, pentru că toți suntem milioane de suflete în lume. Bun, am răspuns la întrebarea de ce este îmbrățișarea, o formă de terapie și cum ne ajută ea în mod practic și ne ajută să ameliorăm anumite afecțiuni, să ne vindecăm, pur și simplu să ne simțim mai bine și să ne conectăm cu cei din jurul nostru. Acum vine întrebarea, cum ar trebui să ne îmbrățișăm? Astfel încât să, într-adevăr, acest efect se vadă pe termen lung. Și aici ne răspunde Peter Collins. Câți dintre voi ați auzit de el sau legat de acest pilot? O să vă spun eu atunci, pentru cei care nu știu. Este un scriitor care, la fel, era foarte interesat, foarte curios să afle despre care sunt tipurile, care sunt gesturile care ne ajută pe noi, non-verbalul, care ne ajută în viața de zi cu zi. Și a venit câteva tipuri de îmbrățișări foarte interesante. Eu am citit cartea lui undeva prin liceu și am văzut câteva tipuri
mai folosite în minte. Și am nevoie, o să am nevoie și un colțar, ce se oferă? Sau? Am negociat, care îmi trebuie? Bună? Diana? În primul rând este îmbrățișarea laterală. Asta, în general, este o îmbrățișare superficială, formală. În general, trebuie să stabilești o anumită răceală, să pui o distanță de tine și parte. Și ceva de genul ăsta. Așa. Da, și, în general, este chiar așa se termină, cu o bătaie ușoară pe unghi. Bun. De exemplu, un șef care vrea să-și felicite secretara, am devenit o sarcină. Nu se ducă la ea să ia așa în brațe, ce bine. Și așa va naște întreaga companie.
campanie cu îmbrățișări gratuit, care a ajuns și la noi în țară. Aș avea o sugestie. Lumea e un pic reticentă că se gândește, aoleu, rămân fără portofel. Păi, eu cred că tocmai despre asta este vorba, de a distruge aceste reticențe și de a te deschide față de celelalte. Practic, stai încredere în persoanele mele. Chiar dacă e un total necunoscut, e un străin, dar te gândești, dacă ai încredere în celălalt, atunci îți spui și tu încredere la rândul tău. Practic, ceea ce dai, primești. Vine înapoi la tine ca un bumerang. Ai încredere în celălalt și celălalt îți va acorda încrederea lui. Cred eu. Am fost în azi. Ok, dar voi să te părere că numai noi oamenii avem nevoie să fim îmbrățișați, să ni se ofere afecțiune? Și că ții, mai ales că din polița la voi. Că animalele sunt bune pentru inima noastră. Odată că ne oferă afecțiune și odată că ne pot să alergăm. Thank you.